Mare pentru micuții de la școala numărul 29. Proaspăt absolvenții ai clasei 1, ei au prezentat părinților tot ce au învățat la școală în cadrul unei sărbări tradiționale de final de an. Momentul primirii diplomelor și premiilor de excelență a fost de departe cel mai emoționant pentru toți cei prezenți. Elevii învățătoare Angela Chiroș au arătat părinților cât de bine știu să socotească, dar și cât de mult le-a plăcut să învețe alfabetul pe care l-au prezentat în versuri. Sunt Z, căci alfabetului bastonul școlarului. Puz în pățlie, jucărie, joben, jale, jonglerie. Un an întreg noi am muncit și ne-am luptat din greu cu becișoare ce ne-am ajutat la socotit, cu caietul cel pătat mereu. Elena, Eugen, Emil și M. Cei mai buni elevi din clasă au primit premii de excelență și medalii din partea doamnei învățătoare. Cum a fost? A fost greu în clasa întâi? Nu. Nu, n-a fost greu. Da? Ia spune-mi, de ce ai primit medalii? Păi eu, prima oară am primit eu și cu colega mea la un concurs de română. Și a doua pentru sfârșitul clasei întâi și pentru... Ce ai făcut la concursul de română? Păi au fost exerciții pentru mine foarte ușoare. Câte puncte ai luat? Maxim. De ce te-ai dus la concursul de română? Pentru că am vrut să încerc. Și ai încercat și ce ai obținut? O medalie. Da? Și tu 100 de puncte sau? Da. Amândouă. Cum a fost? A fost greu în clasa 1? Nu. Nu? Nu. E frică de clasa 2? Emoții? Nu. Dacă am fost fruntași în clasa 1, înseamnă că și în clasa 2 o să fim la fel. Sunt părinții alături de noi, copii ambițioși care își doresc să ajungă undeva, să schimbe ceva și atunci este un lucru extraordinar. Și ei depun efort și obțin rezultate deosebite. I-a stimulat cu fel de fel de premii, medalii pentru a scoate tot din ei. Întotdeauna. Copilul când știe că are de luptat pentru ceva, reușește să obțină ceva deosebit, să aduc și bucurie acasă.